O tânără de 26 de ani a murit pe patul de spital după ce ar fi fost bătută fără milă de prietenul său de pahar. Suspectul, poreclit în cercul său de prieten boxer, a fost reținut de poliție. Acesta nu și recunoaște vina. Totul s-ar fi întâmplat în seara de 27 mai pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivit poliției, cei doi consumau împreună alcool, când la un moment dat între ei s-ar fi iscat o ceartă. Cazul a fost înregistrat în sectorul Buiucani, pe strada Vasile Lupu. Victima, în vârstă de 26 de ani, a fost transportată la spitalul de urgență pe 27 mai, iar pe 28 mai a decedat. În urma expertizei medico-legală s-a stabilit că moartea a survenit în urma unei traume craniocerebrale. După mai multe investigații, forțele de ordine l-au reținut pe suspect, un tânăr de 27 de ani. Oamenii legii au stabilit că nici victima și nici suspectul nu aveau un loc permanent de trai și locuiau în stradă. Potrivit poliției, suspectul neagă toate acuzațiile. Persoana a fost reținută pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 151, alineatul 4, bătămare intenționată gravă, integrității corporale, soldat cu decesul victimei. Acesta a fost reținut la momentul de față pentru 72 de ore, de către noi a fost înaintat un demers în vederea aplicării măsurii preventive sub formă de arest pentru 30 de zile în privința învinuitului. Deja instanța urmează a se decide asupra acestui. Dacă procurorii vor reuși să-i demonstreze vina, riscă până la 15 ani de pușcărie. Cercetările continuă.